Avem din nou ocazia să binecuvântăm numele Domnului, așa după cum este scris. Fie Domnule, Domnule lăudat și binecuvântat de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Amin. Să privim din nou în scripturile pe care Domnul ni le-a lăsat, la alte lucruri de preț, pentru această seară, o familie bună. Câtă valoare are o familie bună? Cum putem să fim membri buni într-o familie? Chiar dacă n-ar fi toată de preț, măcar o parte să aibă valoare. O familie poate să adune în viață multe lucruri de preț, gândindu-ne la pregătirea profesională, la bunurile materiale, poate să aibă lucruri moștenite. Să ne amintim de robul lui Avram care a plecat să aducă o fată pentru Isaac. Spune Scriptura în cartea Genesa, capitolul 24, versetul 10, că omul a luat cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. Și dintre ele sunt menționate în darurile care le-a dat Rebeci, versetul 22, o verigă de aur, de greutatea un jumătăți de siclu, două brățări grele de 10 sicli de aur și cu siguranță că alte și alte lucruri, pentru că a făcut cadou și celor din casă. Așa scrie aici în versetul 53, a scos scule de argint, scule de aur, îmbrăcăminte pe care le-a dat Rebeci, a dat de asemenea daruri bogate și fratelui său și mamei sale. Dar din tot ceea ce avea Avram și putea să lase pentru urmași, mai de preț decât lucrurile acestea, așa se adunau valorile atunci. Nu erau bani ca și acum, să-i pună oameni în bancă, ei erau migratori, locuiau în corturi, dar pentru că erau bogați, aveau aceste lucruri de preț. Însă, mai de preț decât toate acestea, a fost Isaac pentru Rebeca și Rebeca pentru Isaac. Și scrie în finalul versetului 67, Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și l-a iubit-o. Adică nu i-a părut de lucrurile de preț care le-a dat și a dobândit-o pe ea în schimb. Astfel a fost mânghiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Dar în familie, soții trebuie să fie unul pentru celălalt și pentru aceasta vă citesc din cartea Cântarea Cântărilor, scumpul meu sau scumpa mea. Scump înseamnă de valoare, preț. Cântarea Cântărilor, capitolul 1, versetul 9. Este numită de către el iubita scumpa mea, iar în capitolul 5, versetul 16, este rândul ei să-l numească, când scrie cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec, așa este iubitul meu, așa este scumpul meu. Și așa trebuie să rămână până la adânci bătrâneți. Drept dovadă vă citesc din cartea profetului Ezechiel, capitolul 24, omul acesta avea ani buni de căsătorie, când datorită slujbei sale profetice a trebuit să-și piardă soția ca să fie un semn pentru toată națiunea și spune Domnul, citim aici în versetul 16, fiul omului, iată îți voi răpi printr-o lovitură, ce ți-e mai scump în ochi? Deci ce poate să aibă un bărbat mai scump în ochi? Nevasta. Scrie aici, versetul 18, vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. Toți ceilalți membri ai familiei sunt derivați a iubirii, pentru că toți pleacă de la această unitate fundamentală, soț-soție, pe care îi leagă dragostea și în dragoste ei dobândesc această valoare supremă în relațiile interumane.
De aceea scrie și în Cântarea Cântărilor, capitolul 8, că de-ar da omul toate averile lui pentru dragoste, n-ar avea decât dispreț, adică n-ai cu ce să-l cumperi pe celălalt din ochii celui ce-l iubește. Pentru că este atât de scump, are o așa valoare, încât n-ai cu ce să echivalezi. Și-ar da vreun bărbat nevastă pe care o iubește, dacă îi spune cineva, măi, las-o că îți fac cadou un apartament. Se mulțumește să stea la garsoniere sau pe chirie sau cu ceea ce au. Nu dau această valoare. Cum de altfel și copiii, vom vorbi și despre ei, cine ar da un copil să-i se ofere în schimb o garsonieră? Nu îl dă nimeni. În sensul să îl abandonezi, să nu mai vrei sub nicio formă să fie al tău. Însă, pentru ca într-o familie să avem de-a face cu adevărat cu lucruri de preț, o familie să fie bună, trebuie să nu uităm că soții și, la rândul lor, părinții și respectiv copiii au drepturi și îndatoriri. În Vechiul Testament, în Cartea Exod, capitolul 21, citim că, potrivit legii, un bărbat putea să ia fiului său o nevastă, dacă mai voia putea să-i mai ia încă una. Știți că poligamia a fost o permisiune pentru o vreme, poate și datorită faptului că mureau tare mulți oameni în războaie și atunci femeile ar fi rămas muritoare de foame și mai degrabă erau mulțumite să se alipească de o casă. Scrie aici în Exod 21:10, dacă îi va lua altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea din tâi din hrană, din îmbrăcăminte și din dreptul ei de soție. Adică un soț era dator să ofere soției sale aceste trei servicii minime. Să-i fie cu adevărat soț, ca să aibă și ea bărbat, să îi ofere hrană și îmbrăcăminte. În Noul Testament citim în 2 Corinteni, capitolul, hai mai întâi în 1 Corinteni 7, să le luăm în ordine, unde este scris despre soț și soție. Citim de la versetul 3, bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț, cea amintită și în cartea Exodul, și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndrăgiți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Citim și 2 Corinteni, capitolul 12, și trecem la cealaltă relație, părinți-copii. Scrie aici în 12:14. Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să o agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Adică părinții sunt cei ce au întâi datorii față de copii. Mai târziu au și copiii datorii față de părinți, așa cum citim în 1 Timotei, capitolul 5. Versetele 4 și 8. Dacă o văd are copii sau nepoți de la copii, aceștia se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenele părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui. Și aici se generalizează ideea. Fie că e vorba soțul să aibă grijă de soție, fie soția de soț, fie părinți de copii, fie copiii de părinți sau chiar de bunici, dacă e vorba de nepoți. Dacă nu poartă grijă de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Așadar, cei din familie capătă valoare prin aceste haruri pe care le oferă iubirea, dar și prin felul în care răspund fiecare dintre ei la iubirea oferită. Pentru că în familie toți au valoare. N-ar putea să spună soțul, soțiile au o valoare mai redusă. N-ar putea să spună copiii bătrânii nu au o valoare. Nici bătrânii n-ar putea să spună ce știu cei mici.
Pentru că toți trecem prin aceste faze ale vieții și fiecare are valoarea potrivit cu momentul existenței sale. De aceea citesc și din 1 Corinteni 11, versetul 12, care arată valoarea completativă între partea masculină și partea feminină. Căci dacă femeia este din bărbat, știți că Eva a fost făcută din Adam, tot așa și bărbatul prin femeie, că noi toți avem o mamă și toate sunt de la Dumnezeu. Însă cred că cei doi soți au valoare atunci când își păstrează pe deplin funcțiile pe care le au. Un bărbat travestit în femeie nu are valoare în casă, că are valoarea aceea femeia. Copiii când vor să joace rolul de părinți și să nu mă asculte de părinții lor, își pierd valoare. Pentru că ei nu pot să aibă valoare în rol de părinți, fiindcă sunt copii. Fiecare trebuie să știe locul lui. Cred că aici se înscrie și acea recomandare din cartea de Deuteronom, bărbatul să nu poarte haine femeie și femeia să nu se îmbrace cu haine bărbătești. Fiecare are valoare în felul lui. Este anacronic să fie altfel. Și mai adaug un verset din Proverbe 27:8 care să-i cuprindă pe toți. Fiecare la locul lui, acolo are valoare, preț. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Își pierde pe cei dragi, se devalorizează. Să-i ajute Domnul pe toți să se înțeleagă menirea. Vreau acum, după aceste noțiuni introductive, să parcurgem pe rând și fiecare la rândul lui să-și regăsească pe deplin drepturile, îndatoririle, poziția de valoare, de preț. Mai întâi, bărbații, căsătoriți. Un soț, un tată, un bunic bun. Și putem să le avem pe toate aceste trei deodată. Cum și eu sunt soț, sunt tată, sunt și bunic. Cât valorăm noi pentru soțiile, pentru copiii și pentru nepoții noștri? În primul rând, pentru soții. Vorba populară, dau mulți bani pe noi. Spune Scriptura în Cartea 1 Samuel, capitolul 1. Sunt cuvintele lui Elcana către soția lui Ana, atunci când ea era tristă și socotea că cealaltă femeie o batjocorea stare care putea să se răsfrângă asupra soțului ei. Și el îi zice, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Deci nici dacă ai avea 10 copii care să-ți ofere împlinire, nu m-ar putea egala prin felul în care mă port eu cu tine. Și spune Scriptura aici, în versetul 5, Ana îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Era partea care se oferea celui mai iubit sau apoi de către părinți copiilor celui întâi născut, acele două părți, moștenirea principală. S-ar putea soțiile noastre să aibă neîmpliniri că n-au copii sau că îi au și nu ascultă sau că le necăjesc soacrele și nurorile, dar dacă noi ne vom sili să avem preț pentru ele, să ne portăm frumos în așa fel încât ele să poată să aprecieze comportamentul nostru și să se bucure, le-am oferit ceea ce puteam. De altfel, să nu uităm că o femeie are de la bărbat anumite așteptări. Citim și din cartea Rut, sunt cuvinte rostite de femei care arată cum gândește o femeie și ce are preț în ochii ei, ce se așteaptă de la un bărbat. Rut 1:9. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă în casa unui bărbat. Asta spune mult.
O femeie simte nevoia să fie ocrotită, să fie acoperite nevoile materiale, financiare. Gândiți-vă cum era și în vechime, când nu exista o siguranță într-un stat cum este acum și bărbatul, dacă erau și copiii, puteau să vorbească atunci când veneau dușmanii la poartă. Era efectiv nevoie, poate am spune mai mult decât acum, de o odihnă care putea să ofere bărbatul. Așadar, să facem ceea ce ține de noi și în felul acesta vom avea preț în fața soțiilor noastre. Îmi amintesc că am fost la Izvin, la o înmormântare a unui frate care avea 16 copii. A murit pe la vreo 60 ceva de ani și spunea fratele Ghiță Mocanu că l-a vizitat cu un timp înainte de a muri și i-a spus: să știi că eu mă duc la Domnul, așa mi-a spus. Parte din copii erau încă necăsătoriți, să mai vezi de ei. Ei sunt cuminți, pocăiți, dar să faci cât poți în rolul unui tată. Și le-a spus în timpul slujbii de mormântare: copii, ați avut un tată bun, la care soția fratelui decedat de lângă sicriu, am auzit-o eu când a spus: nu bun, foarte bun. Și apoi, de la vorba asta am cerut niște detalii. Și mi se spunea că într-adevăr a fost un om de mare preț pentru soția și pentru copiii lui. Vreau să observăm acum, în al doilea rând, cum poți să fii un tată bun, pentru că și copiii, la rândul lor, sunt un lucru scump pentru părinți. Și tata trebuie să aprecieze aceasta, să guste această dulceață. Spune Scriptura în cartea profetului Ieremia, capitolul 31, versetul 20. Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de mine, căci când vorbesc de el îmi aduc aminte cu jingășie de el, de aceea îmi arde inima în mine pentru el și voi avea milă negreșit de el, zice Domnul. Un tată bun, așa cum scrie și în Psalmul 103, se evidențiază prin bunătatea și mila care o are față de copii. Pentru că știți toți care am avut copii, copiii până ajung să crească mari, să priceapă, fac și bune și rele. Și este nevoie să te comporți ca un tată bun. Odată m-au supărat băieții că n-au ascultat și eram pornit să-i pedepsesc. Dar trebuia să fac slujbă, nu pot să fac slujbă dacă sunt supărat. Și de altfel, copiii trebuie bătuți când nu ești supărat tare. Dar înainte ca să le aplic eu Constituția, cum mai spune românul, am deschis Biblia și mi s-a deschis la Ioan 21, la versetul Paște Mielușeii. Și au scăpat de data aceea cu o dirijenție bună. Pentru că așa trebuie să se comporte un tată bun. În Ezechiel, capitolul 24, acel capitol în care am citit că femeia este ceva scump, observăm de asemenea că și copiii sunt ceva scump. 24 cu 25. Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria lor, bucuria și fala lor, ce le este scump ochilor și lucru iubit de ei, pe fii și fiicele lor. Va fi foarte bine să-i putem iubi pe toți. Să nu iubim numai băieții sau numai fetele sau numai pe unii, numai pe alții. Copiii simt aceasta și să nu ne facem vinovați, să ne fie toți scumpi, fie unii, fie alții. Amin? Și încă un aspect legat de soț, tată și bunic, bărbatul trebuie să fie pentru tot neamul un răscumpărător. În Rut, capitolul 4, citim despre Boaz, un om care a făcut ceva ca bărbat, avea dreptul acesta, a fost un altul înaintea lui, dar nu l-a putut valorifica. Citim aici mai întâi în capitolul 3 cu 18, Naomi a zis: fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu se va sfârși lucrul, va sfârși lucrul acesta chiar astăzi. Și în capitolul 4, exact în aceeași zi, a răscumpărat ceea ce ținea de moștenire și a luat-o pe Rut Moabita ca nevastă, potrivit legii leviratului.
Despre acest bărbat este scris în versetul 16, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsit azi de un bărbat cu drept de răscumpărare, al cărui nume va fi lăudat în Israel. Deci un bărbat trebuie să fie precum un păstor pentru o turmă. Să ne amintim din Noul Testament de Iosif, cel care voia să o ia pe Maria de soție, când a aflat că e ceva în neregulă, știți cât de gentil s-a purtat, căci nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. Un gest de bărbat înțelept și bun în egală măsură. Cred că un astfel de bărbat poate să-și primească laudele, așa cum scrie în Proverbe 31, versetul 23, bărbatul este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. E un lucru mare. Dar dacă nu ne vom comporta așa, dacă se comit erori în familie față de soție, copii sau alții, primul care plătește este bărbatul. Penalitățile vin întâi pe numele nostru. În cartea profetului Isaia, capitolele 3 și 4, e prezentată o situație în care tații își pierduseră rolul de lideri în familie și scrie în versetul 12, poporul era asuprit de niște copii și îl stăpâneau niște femei. Și Domnul se judecă, observați, cu bărbați. Versetul 14. Domnul intră la judecată cu bătrânii și cu mai mari. Și sentința o dă în versetul 25. Bărbații tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi în luptă. Urmau și femeile să suporte vinovăția, cum scrie în 4:1, că rămăseseră ploaie de femei fără bărbat. Și nu mai își cereau nici drepturile de care am amintit din Levitic, numai să aibă și ele bărbat. Dar primii care s-au făcut vinovați și erau vrednici să fie pedepsiți de Domnul, erau bărbați. Degeaba a greșit Eva întâi, că Dumnezeu pe Adam l-a luat prima dată la rost. Și Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la treilea și al patrulea neam, cum scrie însă și în lege, în cuvinte rostite de Domnul, ceea ce înseamnă că Dumnezeu poate pedepsi un bărbat pe toată durata vieții lui, a treia, a patra generație, dat fiind longevitatea de atunci și chiar de astăzi. Adică Dumnezeu nu pedepsește un om numai până când poate să-și guste el durerea pentru greșelile lui. La a cincea generație nu te mai pedepsește, că oricum n-ai fi în viață și nu mai este o pedepsă pentru tine, nu te mai ustură. Să ne facem datoria ca să fim de cinste și nu de pedepsă. Trecem la soții, mame, bunici, sunteți aici. O investiție într-un caracter sfânt nu depinde de ceilalți, ci numai de relația femeii cu Domnul. Adică o femeie nu se poate scuza spunând eu nu pot să fiu o soție bună pentru că n-am bărbat bun. Eu nu pot să fiu o mamă bună pentru că n-am copii buni. Un caracter sfânt depinde de relația unei femei cu Domnul. Vă voi citi aceasta din Scriptură, 1 Petru, capitolul 1. Este scris de la versetul 1 aici despre femei care nu au bărbați credincioși. Tot astfel nevestelor fi supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Imaginați-vă cum un bărbat care nu ține cont de Biblie. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, podoba voastră nu fie podoba de afară care stă în plitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, asta nu dă valoare unei femei, din potrivă. Vorba aceea, cele care n-au valoare interioară adaugă ceva podoabă exterioară ca să nu fie chiar goale de tot. Versetul 4, ci să fie omul ascuns al inimii. În curăția neperitoare unui duc blând și liniștit, care este de mare preț, ați reținut? Noi vorbim de lucruri de preț. Ce are preț la o femeie? Duhul, starea interioară, blândețea, liniște. Chiar cu un bărbat nepocăit? Da, așa e scris. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei. Iată podoabele de valoare din casă, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Și cele care au bărbați credincioși trebuie să fie și mai credincioase, și mai cu respect
și mai demne de a avea valoare, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Știți câți ani avea Avram când îl numea Sara domnul ei? Avea moșul 99 de ani. Asta înseamnă că trebuie să fie apreciat și la bătrânețe, nu numai la tinerețe. Fiicele ei va să cu voi dacă faceți binele, atenție, fără să vă temeți de ceva. Deci cine vrea să facă bine nu este determinat de factori externi. Totul ține de relația lui cu Domnul. Dacă este bună, o femeie are valoare. Să vă ajute Domnul. Iar cele care își dau seama că și-au pierdut din valoare, eu nu spun că sunt aici, dar amintesc o asemenea situație, citesc Osea 2:7. Sunt femei care, așa cum sunt descrise și în Ezechiel, se plictisesc de bărbat. Nu le mai încântă slujirea din familie, încearcă să se realizeze unele profesional, altele chiar se duc mai departe înspre păcat și cred că în o altă opțiune cu un alt bărbat le-ar crea o nouă imagine, o nouă fericire. A încercat și nevasta lui Osea și Israel un speț aici. Scrie în Osea 2:7, va alerga după ibofnicii ei, dar nu-i va ajunge. Îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice, hai să mă întorc chiar la bărbatul meu cel dintâi, căci eram mai fericită atunci decât acum. Adică trebuie să faceți socoteala. În ce situație starea este mai bună? Când sunt mai fericită? Și să alegeți ceea ce este de valoare. Pentru că o astfel de femeie poate să dea valoare celor din casă. Așa spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni 7:14, pentru femeile care nu au bărbați credincioși. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Iată ce valoare are o femeie. Alminterea? Copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Și avem situații în care numai sora e credincioasă, bărbatul nu-i credincios și ea a reușit să aducă copiii la adunare și să se mântuiască. Și așa mi-imaginez textul acesta, Pavel a văzut surorul în adunare cu copiii și a zis, poftim, uite, drept dovadă a valorii voastre spirituale, copiii sunt aici cu voi în adunare. Nu că asta înseamnă că sunt mântuiți copiii din oficiu dacă e numai mama mântuită. Că și bărbatul e sfințit și doar nu-i mântuit bărbatul. Dar poate să confere un mediu familiei, un mediu sacru prin care copiii, dacă o ascultă, evident, dacă stăruie împreună cu ei, cum scrie și în Timotei, să fie mântuit. Sau am citit și în Petru, să-și câștige bărbatul fără cuvânt, prin purtarea ei. Să ridice Domnul în toate adunările astfel de femei, de fapt, în toate casele. Știți că în vechime, am amintit în introducere, pentru o fată, o soție, se plătea o zestre. Știți cine a zis, refer la o fată, vă voi da zestre cât în veți cere. Cartea Genesa 34 a vrut să cumpere o fată din poporul Dumnezeu să plătească orice zestre. Și în cartea Exod, în capitolul 22, se fac referiri cu privire la zestre. Adică se punea problema valorii încă de la început. Și zestrea trebuia plătită familiei care a crescut fata. Asta însemna că numai fetele care au valoare trebuie cumpărate, nu? Cumpărăm pe bani cei de pomană. De aceea le spunem noi la fete să stea liniștite acasă, că marfa bună se vinde de acasă. Dar care nu cred că se pot vinde, săracele se tot afișează prin piață, pe aici, pe acolo, pe unde permite internetul, de vânzare. Și până la urmă se mai cumpără. Unele se vând așa, la kilogram, nu la bucată. Adică își tot vând câte o parte din ființa lor, până când nu mai rămâne nimic de valoare.
O astfel de femeie care are preț și pentru care s-a meritat să fie plătită o zestre este prezentată în câteva din cuvintele lui Solomon. Deschideți la Proverbe, citim câteva versete de aici. 31:10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Asta înseamnă nu doar curată din punct de vedere moral, în sensul că a fost fecioară, ci și corectă. Să ai încredere că nu te minte cu 5 bănuți. Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Îi merită zestre atunci. Faci o afacere, cumperi ceva de valoare. Tot Proverbe 12:4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Și nu crezi că își dorește niciuna să fie așa. Adăugăm tot din cuvintele lui Solomon, Cartea Cântărilor, capitolul 4, versetul 10, cu următoarea mențiune. Știți că în Proverbe 31 scrie că dezmierdările sunt înșelătoare, dar aici scrie dezmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și miresmele tale sunt mai plăcute decât toate mirosnele. Deci dacă femeia are caracter, și dezmierdările prețuiesc, că se așează peste ceea ce are de fapt valoare. Dar altfel sunteți conștienți, aveți atâtea situații pe care le-ați întâlnit cu siguranță. Tineri care își fac declarații de dragoste luate din cei mai ilustri poeți. Dar apoi dacă ei n-au caracter, la ce folosesc dezmierdările? Exact cum spune în Proverbe, pentru înșelare. Le-a folosit numai să păcălească. Dar dacă are valoare, dacă este cinstită, atunci merită să fie lăudată, dezmierdată, să-i faci bucurie și, cum spunea Domnul, să nu faceți supărare femeii, că femeia se necăjește repede și nu merită să fie întristată. Citeam, pare mi se, în revista Lydia despre un caz din India unde un tânăr a oferit zestre pentru o fată 8 vaci. Și cineva i-a zis, băi, dar puteai să negociezi, totuși e cam mult. La care el a zis, nu pot să scad din valoarea fetei. Atâta valorează ea pentru inima mea. Acum, eu prin ce am spus, nu vreau ca fetele de acum sau părinților să pretindă zestre. Am folosit imaginea aceasta doar ca să înțelegem valoarea și aprecierea care trebuie să fie oferită. Deși, cu siguranță, își merită cadourile. Pentru că o femeie de valoare este o bogăție pentru o casă. O soție liniștită va deveni o mamă liniștită. Acel duc blând și liniștit nu va avea parte doar bărbatul de el, și copiii. O mamă în care în timpul sarcinii este liniștită, are toate șansele să nască niște copii care vor fi și ei liniștiți. Altfel, dacă mama n-a stat liniștită pe scaun, copiii nu o să stea liniștiți nici pe masă. O să se suie pe dulap. Și ea va fi răsplătită cu faptele ei. Vreau să vă dau exemplu unei mame liniștite, Cartea a doua a Împăraților, capitolul 4. O mamă cu multă treabă, era bogată, îi plăcea să primească musafiri, avea proiecte bune, a propus soțului să construiască o mansardă pentru Elisei și slujitorul său. Și când Elisei vrea să se revanșeze, o cheamă și zice în versetul 13, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta, noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii oștirii? Și ascultați răspunsul ei. Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Adică n-am scandaluri. O femeie liniștită. Dovada Duhului e liniștit iese în evidență puțin mai târziu, când se îmbolnăvește copilul, în timp ce era la ogor cu soțul ei. Nu-i impută aceasta, un lucru foarte notabil pentru o femeie. O femeie ușuratică ar fi putut să sară în capul lui și-i spună, nu ești în stare să grijești de el, l-am lăsat cu tine, l-omori.
ce ar fi câștigat? În versetul 22, i-a chemat pe bărbatul ei și i-a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Ce echilibru sufletesc avea! El a zis, pentru ce vrei să duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. I-a răspuns, fii pe pace. Cum să poți să spui fii pe pace când e mort copilul? Poate s-a cotit că bărbatul trebuie să rămână acolo la muncile câmpului. Știa că bărbatul poate, nu poate să o ajute în situația aceasta. Ea cunoștea puterea omului lui Dumnezeu. Apoi a pus șaua pe măgăriță, a zis slujitorului său, mână și pleacă și să nu te oprești pe drum decât când ți-o spune. S-a dus. Cum știți, n-a fost mulțumită cu trimiterea lui Gehazi, de altfel nu s-a întâmplat nimic prin atingerea lui și s-a dus cu Elisei și în urmă a avut acea minune în casa ei a avut loc și scrie în 37, ea s-a dus, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și și-a luat fiul și a ieșit afară, liniștită și bucuroasă. O astfel de femeie poate fi menționată în Proverbe 31, dacă s-a inspirat femeia asta de aici, nu știu, că evenimentul este ulterior lui Solomon, deci am putea spune cărții Proverbelor. Proverbe 31, versetul 28. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând, multe fete au purtare cinstite, dar tu le întreci pe toate. Versetul 31. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Să vă ajute Domnul, scumpe surori, să fiți cu adevărat scumpe în sensul de a avea valoare. Pentru că o femeie are calitățile ei care le dăruiește în viața de familie. Am găsit un cuvânt în cartea profetului Mica, capitolul 2, versetul 9, care evidențiază această dimensiune feminină, acest aport la valoarea familiei. Voi zgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu. Deci ce erau casele pentru acele femei? Erau iubirea lor. Pentru că o femeie trebuie să-și iubească întotdeauna casa. Și în Noul Testament această învățătură este punctată foarte categoric în Epistola lui Tit, capitolul 2, versetele 3 și 4. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Deci, o femeie matură va iubi bărbatul cu porția ce-i revine și copiii cu partea ce li se cuvine. Cine nu poate să împartă iubirea pentru toți, înseamnă că este săracă. O femeie se va lupta pentru mântuirea tuturor celor din casa ei, deși nu se știe dacă poate să-i mântuiască pe toți în final, spune Pavel 1 Corinteni 7 cu 16, ce știi tu, nevastă, îți vei mântui bărbat? Faci ce poți, îți aduci toată contribuția. Și pentru această contribuție, citim din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5, unde observăm o bunică, o mamă, care au făcut ceva. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois. Deci ce avea bunica? O credință neprefăcută. Și în mama ta, Eunice. Și sunt încredințat că și în tine. Iată rolul de mamă, de bunică. Scrie tot aici, în 3 cu 14 și 15, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Și nu se referea la Pavel, se referea la mama și bunica în primul rând. De aceea scrie în versetul următor, din pruncie. Pavel a întâlnit pe Timotei când era tânăr, dar în pruncie au fost doar bunica și mama care au sădit în acest copil adevărul. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus.
Și din întâia scriere lui Pavel către Timotei, citim din 1 Timotei 2 cu 15, despre mame, totuși ea, adică femeia, va fi mântuită, deci nu contează că a căzut prin păcat, pentru că mântuirea și pentru bărbați și pentru femei, chiar dacă ea s-a făcut vinovată întâi. Dar în acest proces al pasiunii pentru familie, care a fost sarcina dată de Dumnezeu de la început, mamele trebuie să stăruiască în smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Domnul să vă ajute. Asta vă va da valoare. Ca soții, ca mame, ca bunici. Și dacă tot suntem în scrierea aceasta, mai citesc și din 5 cu 5, această valoare trebuie să rămână până la bătrânețe. Cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Toată că e cu adevărat văduvă și nu are urmași, pentru cine se roagă? Pentru alții. Și va avea valoare prin investiția spirituală care o face. Am mai putut adăuga la încheierea cuvintelor despre soț și soție ceea ce scrie în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 33. Cine este însurat se îngrijește lucrurile lumii cum să placă nevestei. Să nu înseamnă să fie firesc, în sensul faptelor firii, ci să aibă în vedere problemele materiale, dorințele femeii care se țin de el și să îi poată face bucurie, să-i facă pe plac. În mod echivalent se scrie și în versetul următor, tot așa este între femeia măritată și fecioară, este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește lucrurile Domnului cum să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei, adică o casă îngrijită, mâncare și toate celelalte. Așa cum scrie în 1 Timotei 5, ca să vedem concret ce înseamnă aceste lucruri, versetul 14, vreau doar ca văduvele tine să se mărite, să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, să nu dea potrivnic cu niciun prilej de ocară. Și fiecare să se îngrijească de cei din casă, cum scrie și în versetul 16, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute, să nu fie împovărate cu ele biserica, pentru ca să se poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Așa că, stimați bărbați și scumpe femei, cum spuneam, azi am putut vorbi la rece, că nu e zi de nuntă, dar e zi de cercetare. Dacă avem sau nu avem valoare, putem să o dobândim de acum. Și faptele de la urmă să ne fie mai de valoare decât cele din tâi. Trecem la copii. Când copiii au valoare? Când copiii sunt buni? Un fiu este prea iubit în condiții de ascultare. Asta dă valoare unui copil, ascultarea. Face mai mult decât jertfele. Despre Domnul Iisus, Tatăl din cer a mărturisit, citesc din Evanghelie după Marcu, capitolul 1, cu referire la comportamentul său. Marcu 1 cu 11. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, ce frumos ai copii la care ca tată să le poți spune, sau cel puțin chiar dacă nu-i lauzi întotdeauna să găsești aprecierea aceasta, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Și nu e nevoie să spunem mulți despre Domnul Iisus, pentru că știți cum s-a comportat. Pentru copiii care sunt aici, vreau să citesc Efeseni 6, 1 la 3. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești mult vreme pe pământ. Răsplata pentru ascultare se întinde pe toată durata vieții. Copiii buni sunt binecuvântați de Domnul. Copiii buni trebuie să știe că viața lor a început cu grija maternă și continuă cu o îngrijire care se întinde pe toată durata
vieții. Obișnuiesc uneori când mă adresez la copii să-i întreb ce au făcut părinții pentru ei până în acea zi. Și apoi să-i întreb dacă trag nădejde să mai facă ceva în continuare. Și unii spun, da, părinții ne ajută cât trăiesc, la care eu completez și după ce mor nu vă rămâne tot. Adică tot ce fac părinții la urmă este pentru copii. Ori a asculta este drept și Dumnezeu, care e drept, știe să îi aibă în vedere pe copii. O mamă, așa cum scrie în Isaia 49, are un comportament care ar trebui să nu-l uite copiii. Poate o femeie să-și uite copilul 49:15 pe care l-a lăptează, să n-aibă milă de rodul pântecului ei? Și răspunsul logic este nu poate. Au fost doar situații extreme, când oamenii și-au pierdut mintea de foamete și au ajuns să-și mănânce copiii. Așa cum scrie în Plângeri 2:20, uită-te, Doamne, și privește, cui ai făcut așa? Să mănânce femeile rodul pântecului lor, pruncii dezmierdați de mâinile lor. Astea au fost cazuri de blesteme la maximă greutate rostite de Dumnezeu. Și vreau să vă dau și un caz din Vechiul Testament, din cartea 1 Samuel 21, ca să se gândească fiecare copil cât face o mamă. Am putea să socoti că sub aspectul jertfei, a suferinței, face mai mult decât un tată. Tata depune efort, că la Adam efortul i s-a dat, suferința i s-a dat femeii. Și în raport cu copiii, femeia face mai mult. Scuzați, 2 Samuel 21, nu 1 Samuel. A fost o foamete în Israel de 3 ani datorită faptului că regele Saul n-a vrut să respecte angajamentul părinților săi cu privire la gabaoniți. David a întrebat pe Domnul, i s-a dat răspuns și, drept urmare, gabaoniții au cerut 7 bărbați pe care să-i spânzure. Evident, rudenii de ale lui Saul. Și scrie aici că au fost luați aceștia și citim de la versetul 8. Împăratul a luat pe cei 2 fii pe care născuse lui Saul, Ripsa, fata lui Aia, și pe cei 5 fii pe care născuse Mera, fata lui Saul, lui Adriel din Mehola, fiul lui Barzilai. I-a dat în mâinile gabaoniților care i-au spânzurat pe munte înaintea Domnului. Toți cei 7 au perit împreună, au fost omorâți în cele din tâi zile ale seceratului, la începutul seceratului orzilor. Ripsa, fata lui Aia, a luat un sac și l-a întins sub ea pe stâncă, de la începutul seceratului până când a căzut peste ei ploaia din cer. Și-a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului în timpul nopții. Au înștiințat pe David despre ce făcuse Ripsa, fata lui Aia, țiitoarea lui Saul. Ce jale a fost pe mama aceasta! Dar un astfel de gest evidențiază cât suflet pune o mamă pentru copiii ei. Și dacă nu înțeleg copiii și nu se simt de plin motivați să fie buni, nu știu ce alte argumente le mai putea aduce. Dacă nu le este destul cât au făcut părinții pentru ei și cum Dumnezeu răsplătește această osteneală a celor care i-au născut și i-au crescut. Asocierea generațiilor păstrează fericirea în casă. Când se apreciază unii pe alții. Trăim însă într-o vreme în care copiii și tinerii dezapreciază generațiile care le se pare că sunt apuse. Poate și datorită noilor tehnologii care fac din părinții lor niște oameni mai puțin dotați. Dar ce frumos este ca într-o casă să poată fi împreună. Să avem părinți buni și copii buni. Imaginea lui Noe, când Dumnezeu i-a spus să intre în corabie cu copiii, este una binecuvântată. Cred că ar fi fost greu pentru noi și soția lui să fi fost numai ei doi în corabie. Și să știe copiii luați de ape și morți, pierduți. Dar eu cred că copiii aceia l-au ajutat pe tata la corabie, au ascultat că doar numele au mici să ia în brațe și să-i suie în corabie, că erau însurați. Au fost niște copii buni totuși.
care alături de tata și din predicile tatălui, din revelația pe care tatăl a primit-o, s-au inspirat și ei și au fost gata să asculte. Psalmul 128 este un psalm care poate să fie o orare pentru fiecare casă. Mi-l doresc și vi-l doresc deopotrivă. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale și fericit și îți merge bine. Când te bucuri în familie? Ascultați când. Atunci când nevasta este o viță roditoare într-o casă tale și copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale, când poate familia să stea la masă împreună, să aibă părtășie. Eu am văzut familii care nu realizează părtășia de la masă, n-au timp să povestească împreună, părinții sunt nefericiți și copiii au mari șanse să se piardă. Dar când sunt împreună, acolo este fericire. Să ne amintim și de pilda pe care Domnul a spus-o, Luca 11, când un tată a spus, copiii mei sunt cu mine în pat. Dar pentru aceasta trebuie să păstrăm legătura cu copiii de când sunt mici și să nu lăsăm pe parcurs să se răcească relația dintre noi și ei. Pentru că și ca părinți uneori uităm cum a fost când eram copii, iar copiilor cum să le pretindem să priceapă ei cum este rolul de părinte. Dar fericit de ceea ce scrie aici în continuare, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul, este binecuvântat Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Adică nu să fii pedepsit în copiii copiilor tăi, ci să-i vezi împreună, asta este o frumusețe, o binecuvântare. V-am spus eu cu câteva săptămâni în urmă că am cazat într-o familie la Cluj, aveau parte din copiii căsătoriți, parte necăsătoriți, în total aveau peste 10, cred, și reușeau să se adune bunicii de acum, copiilor și nepoții, pare mi se o dată pe săptămână sau la două săptămâni, să stea împreună în părtășie, evident, în părtășie sfântă. Că așa doar la nuntă sau la înmormântare se adună cu buni, cu răi. În Proverbe mai citim din capitolul 17, versetul 6, cum se pot aprecia unii pe alții. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor. Nu e așa că ne lăudăm cu nepoții? Ba da. Așa am găsit o inscripție într-o familie de bunici. Dacă știau că nepoții o să-mi fie așa de dragi, îi făceam pe ei întâi. Mai evident că nu se poate, dar asta arată gustul pe care pot să-l ofere nepoții bunicilor. Dar și partea a doua a versetului. Și părinții sunt slava copiilor lor. E o frumusețe să vezi o nepoată care și-a invitat bunica la nuntă, care o apreciază, care o întreabă. Fiecare după câți urmași are. Eu știu în țara asta o soră care are, este încă în viață și are peste 300 de urmași. A avut 16 copii, care la rândul lor toți au avut cam câte 10 copii, plus nepoți, strănepoți, în total sunt peste 300. Numai la fiecare câți i-o dat Domnul sau câți o primit. Dar cu cât suntem, să putem să creăm această atmosferă, așa cum scrie și în Noul Testament, că atunci când a intrat Evanghelia în Europa, știți că au fost mântuiți oamenii pe familii? Lidia a vrut să vină slujitor la ea acasă și să fie mântuită toată casa, ne spune Cartea Faptele Apostolilor. A fost botezată ea și casa ei. Și a doua familie de pocăiți care a fost? Familia comandului penitenciar. Și scrie aici în versetul 33, temnicerul a luat chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. I-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Așa să vă dea harul Domnului la toți. Și cine a mai rămas să menționăm în ultimul rând? Gineri și nurori bune.
Dar de ce nu și socri și soacre bune, nu? E frumos să te lauzi, să spui că am fost o mamă bună. Dar să poți să spui și sunt o soacră bună, sau să o lăsăm pe Nora să spună, nu? Știți întâmplarea aceea că s-a dus o soacră la fata ei care era măritată și a văzut pe ginerii care trebălea în bucătărie și tocmai dusese la fata ei la pat, probabil era în sarcină, nu se simțea bine. Acolo o perfurioară, ceai și sandwich-ul de dimineață. Se întoarce bucuroasă acasă. Ce ginere avem! Pâinea lui Dumnezeu! Îți dai seama cum o îngrijește, se descurcă. Nici eu n-am servit-o așa. Dar după vreme s-a întâmplat că a ajuns în casa unde era căsătorit băiatul ei. Și el când a văzut cum se comportă cu natul lui, cu sora sa, când și nevasta lui a rămas gravidă și nu s-a simțit bine în primele luni de sarcină, i-a dus și el la pat acolo. A mutat bucătăria. Și tocmai atunci a venit măicuța. Dar n-a mai putut privi cu aceiași ochi. Și pe când s-a întors înapoi, a zis, a, ce pagubă de nor avem. În pat la ora asta. Nici un ceai nu a fost în stare să-și facă. A trebuit el să-l ducă. Ați înțeles povestea, nu? În situația de slujitor, ne-a fost dat uneori să văd această realitate. Nu exact povestea cu ceaiul. Uneori altele și mai urâte, și mai nedrepte. De regulă suntem tentați să ținem cu ai noștri. Și o notă bună poți să iei când ești și o soacră bună, nu doar o mamă bună. Și avem două exemple covârșitoare în Biblie. Primul îl citesc din cartea Exod, capitolul 18. Un ginere bun care a stat la socrii 40 de ani. Eu n-am stat la socrii, dar am lucrat cu socrii. Aveam firmă împreună cu socrul. Și firma era la ei acasă. Scrie aici că de la versetul 6, socrul a trimis vorba lui Moise să-i spună, eu, socrul tău, Ietro, vin la tine. Vedeți? Și atunci a existat politețea asta. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. Gesturi de apreciere pentru părinți, pentru socri, s-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Și au stat de vorbă. Au stat la masă, scrie în versetul 12. Socrul i-a dat un sfat, dar foarte rezervat, scrie la un moment dat în versetul 23, dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la cortul lui. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce îi spusese el. Dar Moise era conducătorul națiunii, omul care vorbea cu Dumnezeu. Și să mai înveți el de la un bătrân. Păi și Moise era de acum bătrân. Gândiți-vă că avea peste 80 de ani. Socrul înseamnă că avea 100. O relație bună între ei. Asta s-a răsfrânt într-o relație bună și cu cealaltă rudenii. Știți că mai târziu îi zice Moise cumnatului său, vină cu noi și te vom face să te bucuri de tot binele pe care Domnul ne l-a promis. Depinde și de felul în care vorbesc socrii, dar și de felul în care vorbesc ginerii cu socrii. Pentru asta mă adaug un cuvânt din Judecători 19. Aici e scris despre o fată care când s-a măritat, nu mai vrut să stea la bărbat, s-a dus înapoi la părinți. Nu i-a fost credincioasă, scrie în versetul 2. Versetul 3, bărbatul ei s-a sculat și s-a dus la ea ca să-i vorbească inimii și să o aducă înapoi. Vedeți? Și cu socrul s-a înțeles bine, tot l-a ținut la el să mai stea. Până la urmă, s-a întâmplat ceva rău în continuare, dar am vrut să evidențiez doar felul în care se pot reface relațiile dintre ginere și familia părinților soției lui. Celălalt exemplu îl întâlnim în cartea Rut și implică pe soacra Naomi și nora Rut. Scrie în Rut 1:4.
cei doi fii și-au luat neveste moabite. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Deci au avut câțiva ani împreună. Apoi citim în versetul 15. Nu mai zis către Rut, iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeu ei, întoarce-te și tu după cum nata ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu, unde vei muri tu, vei muri și eu și voi fi îngropat acolo, facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Eu cred că religia soacrei ei a marcat-o, de aceea face referire la Dumnezeu, bunătatea soacrei, felul în care o sfătuiește și cum iese asta în evidență în capitolul următor. Și nora asta a fost bună în sensul că n-a putut să-și lase soacra singură. Ea a trimis-o la părinții, Naomi a trimis-o pe Rut la părinții ei, dar probabil părinții ei nu erau singuri. Și nu se punea problema îngrijirii lor. Nevoia era aici. Pentru că bunătatea are în vedere nevoile, situațiile grele prin care le întâmpină cineva. Încheiem aceste priviri asupra diferitelor categorii de ființe umane din familie, arătând că în familie, printre toate lucrurile de preț, ceva care contează întotdeauna, citesc din Proverbe 20:15, sunt cuvintele. Și astea le poate oferi oricine. Proverbe 20:15. Este aur și bun dacă mă refer la bani, că atunci asta era valoarea. Dacă știi să investești, să dai. Sunt multe mărgăritare, poți să faci diferite servicii. Dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Dacă vrei să ai valoare în familie, pe lângă muncă cu care se laudă mulți, cât am muncit eu, cât am făcut. Numai că dacă nu-i înțelepciune pe limbă, ca să știi să-i apreciezi pe fiecare, așa cum am citit în Proverbe, să-ți lauzi bărbatul, copiii să-l laude pe mama, toți împreună. Avem un caz în 2 Împărați, capitolul 4, versetul 1, când o femeie murise bărbatul și îți lăuda. Și zice ea la Elisei, știi că robul tău, bărbatul meu, se temea mult de Domnul. Putea să-l ocărască, să spună, s-a băgat în datorii. Dar a găsit cuvinte prin care să-l aprecieze. Deci dacă vreți să vă crească valoarea, valoarea crește prin cuvintele care le rostim în familie. Buzele înțelepte sunt un lucru scump. Și a fi iubit, zice în Proverbe 22:1, prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Să ne amintim de Lea și de Rahela. De ce suferea Lea? Că nu muncea Iacob și pentru ea? Nu. A văzut că o iubea numai pe Rahela. În familie se simte asta. Față de un strâmb care te întâlnești odată la câteva săptămâni, nu se simte și nu se resimte nevoia de iubire atât de mult. Dar în familie să fie o soție neiubită, un copil care e tratat diferențiat, o soacră neapreciată. Acolo, orice ai oferi în schimb, nu există bucuria necesară. În familie, începând cu soții, trebuie să fie numai prea iubiți și iubiți, ca raport cu Domnul și frățietatea sfântă. Da. Ioan Botezător a fost trimis înaintea Domnului Iisus ca să refacă relațiile în familie. Să întoarcă inima părinților spre copii, a copilor spre părinți și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciune. Așadar, să ne ajute Domnul să ne prețuim unii pe alții. Spunea cineva, familiile care nu pricep se prețuiesc înainte de nuntă și după mormântare. Dar nu-și valorifică potențialul de dragoste începând cu limbajul atunci când este necesar în viața de familie. Dragostea acoperă rău, uite greșelile și reinvestești. Nu contează că ai fost certată cu nora ta. Poți să reconciliezi. Și lucrurile să se șteargă, să se uite. Crezi că dacă îi vei imputa sau unei genere că nu este bun, tu, la rândul tău, poți să fii bucuros, mulțumit? Nu, îți pare că fata ta e nefericită. Dar apreciindu-l, dându-i un sfat, dacă îl vrea să-l primească, rugându-te pentru asta, purtându-ne frumos, vom avea o familie bună.
vă doresc tuturor în seara asta numai atât, o familie bună. Amin.